Povești la telefon de Gianni Rodari Un băiețel cu capul în nori iese la plimbare. Mă, Mico, mă duc să mă plimb! Dute, Giovanni, dute! Dar te rog să fii atent când traversezi. O să fiu, mă, Mico! Pa, mă, Mico! Vai de mine, mereu ești cu capul în nori! așa e mămică. Pa, Mico! Și Giovanni iese din casă, vezi în nevoie mare și în prima parte a drumului e cât se poate de atent. Din când în când se oprește și se pipăie. Oi fi întreg? Sunt, zice el, și râde de unul singur. E atât de bucuros că e atent? încât începe să o ca o păsărică. Pe urmă însă îl fură priveliștea. Vitrinele, mașinile, norii și, bineînțeles, încep necazurile. Un dom îl dojenește cu drăgălășenie. Vai, ce distrat ești! Ai văzut ai și pierdut o mână. Oh, Aoleu, e adevărat, distrat mai sunt. Se apucă să-și caute mână, dar în locul ei găsește un borcan gol. O fi chiar gol? Ia să vedem. Dar ce fi fost în el înainte să fie gol? Că doar nu fi fost gol din prima zi. Și Giovanni Uite să-și mai caute mână. Pe urmă, uite și de borcan, fiindcă vede un câine șchiop. Și uite așa, pentru a-l ajunge din urmă, înainte să dea colțul, pierde tot brațul. Dar el nici măcar nu-și dă seama. Continuă să alerge. O femeie de treabă îl strigă. Giovanni! Giovanni! Brațul!" Dar Giovanni, ce să audă? Nu-i nimic, își zise doamna de treabă. O să i duc mămicii lui. Și merge acasă la mama lui Giovanni. Doamnă, am găsit brațul lui Giovanni. Vai, distrat mai e. Zău dacă mai știu ce să mă fac și ce să zic. Ei, parcă nu se știe că toți copiii sunt la fel, mai trece o vreme și vin alte femeie de treabă. Doamnă, am găsit un picior, nofia lui Giovanni. Vai de mine! Ba da, este al lui. Îl recunosc după pantoful găurit. Vai, cu ce băiețel distrat m-am procopsit. Zău dacă mai știu ce să mă fac și ce să zic. Hei! Parcă nu se știe că toți copiii sunt la fel. Apoi vine o bătrânică, pe urmă ucenicul brutarului, un vadman și chiar o învățătoare pensionară, și toți aduc câte o bucățică din Giovanni. Care un picior? Care o ureche? Care nasul? Cine a văzut băiat mai cu capul în nord decât al meu? Ei, Doamnă! Toți copiii sunt la fel. În cele din urmă vine și Giovanni. Acesta țopă într-un singur picior, fără urechi și fără brațe, dar vesel ca întotdeauna. Vesel ca o păsărică. Iar mama lui clătină din cap. Îi pune toate la locul lor și îl sărută pe obraz. Lipsește ceva, mamico? Nu-i așa că am fost cu minte, mamico? Sigur, Giovanni, cum nu se poate mai cu minte?